de aceea prin masterclass-ul de astăzi. Vreau să felicit toți persoanele care v-au profit. Piață. Deci pe real, deci pe demo. De ce Bitcoin? De ce nu ai Bitcoin? Dar să-ți rămâși cu piața asta? De ce așa de mult sunt ieri? Ce v-a atras? Bani. Bani, așa, fricile, iată asta și vroiam să aud. Una dintre metodele de depășit frică este să te împarți cu acel apropiat, să vorbești despre fricile tale. De asta noi ne-am adunat aici să vorbim despre fricile unui trader. Eu sunt sigură că fiecare dintre voi are careva frică. Dacă traderul pe demo are frică să treacă pe real. Dacă traderul pe real are frică să deschidă tranzacții. Am dreptate? Da. Cum să nu? Așa, haideți să vedem câți noi avem care tranzacționează pe real și câți avem pe demo. Pe real. Binișor. Pe demo. Dar care sunt începători pe demo și care sunt, iau ceva cu timp, chestii? Cum? Ceva timp. Dau o lună, două pe demo. Cât timp aveți pe demo? Așa. De la două luni. De la două. Cum? Dacă trebuie să ne vorbim? Dați-vă spun un secret. Știți, iată cum mama devine, femeia devine o singură dată mamă? Exact așa, traderul devine o singură dată trader. Și asta neapărat trebuie să fie exact după ce voi ați finisat partea practică. Vă spun de ce? Pentru că noi ne creăm, cum noi, eu deja speriau, voi vă creați ca trader pe demo. Creierul nostru percepe graficile, percepe însuși trading-ul tranzacționarea ca a fi o joacă. Dar noi în joacă ne atârnăm serios? Cine s-a jucat în Super Mario? Așa, ai pierdut iarăși de la început, pe real însă nu este așa. Și iată, aici noi vrem să abordăm frica aceasta când noi deschidem primele tranzacții sau când trecem pe real și începem să deschidem tranzacții. Cum corpul nostru acționează? De asta noi o să vorbim despre forța motrice. Ce înseamnă în general forța motrice? Hai, vă rugăm să fiți toți activi, nu numai noi. Eu înțeleg că suntem aici în manager, dar noi vrem ca să fim toți activi. Care ne mișcă. Așa, ceea ce ne face pe noi să ne mișcăm. Deci ea poate fi condiționat și necondiționat. Ce înseamnă condiționat? Atunci când noi realizăm ceea ce facem. Spre exemplu, urcăm acolo treptele, da? Sau facem careva exerciții fizice. Necondiționat atunci când noi acționăm la frică. Cine dintre voi, nu știu, au avut cazuri că s-a speriat sau au făcut careva mișcări la frică? Așa, am avut o prietenă, ea trecea strada și de fapt era verde, cum am avut ești chestia, era într-adevăr verde pentru pietoni și ea trecea strada, între timp o mașină, probabil nu a observat-o, practic să o lovească și am spus, eu nu știu ce minim a oprit, ca eu să nu fac pasul următor, deci iarăși, probabil cineva de sus mă păzea. Păi iată, ăsta este reflex, pentru că noi însuși avem instinctul ăsta samasahanie, da? Și noi acționăm cumva. Păi iată, atunci când traderii trec pe real sau intră cu un volum mai mare, ei la fel acționează cumva. Ați observat, ai deschis o tranzacție cu volum mai mare, un pic duce în minus, voi ce faci? Sunt manager. Cum? Așa, dar când nu sunați manager, pentru noi totuși vă formăm ca traderi independenți, nu? Să nu știam ce să fac, așa e. Așa, de regulă ce închidem tranzacția, da? Ceva o spun. Închidem tranzacția în minus. Dar mai trece câteva minute și ea îți duce în profit. Păi atunci eu întreb traderul, de ce ai închis-o? Păi, într-adevăr, prețul a mers acolo unde trebuia să meargă. Păi nu știu de ce am închis-o. Real nu știu. Sau mai sunt momente cu asigurare. Cine dintre voi a luat asigurare? Oh, așa. Ați avut tranzacții fără stop loss? Nu? Condiția principală. Așa, bravo. Numai două persoane au spus tu, ia sunteți o luptat fără stop loss. Dar nici nu e posibil mai stop loss lucrează. Dar de ce nu e posibil? Nu e așa mai posibil. Nu vă place să fiți puși în barieră, dar să vă spun de ce? Să vă spun de ce nu ne place să lucrăm cu stop loss? Cine, în general, sunt traderii? V-ați pus întrebarea asta, de ce eu sunt trader?
libertate, să fii liber. Pentru asta și oamenii vin aici. Ei îmi spun, eu m-am săturat să fiu subordonat, eu nu sunt de acord cu politica care este în compania în cauză sau depinde acolo, eu vreau să fiu liber. Păi atunci când ție cineva, dacă tu înțelegi că este așa posibilitatea, fii liber și cineva îți bagă acolo în regulă. De stop loss, evident noi nu vrem să-l folosim, să-l urmărim, dar însuși de asigurarea acolo este o condiție foarte importantă. De ce când chestionați acția fără stop loss? Haideți așa? Nu știu, dar de ce nu știu? Cine e vinovat? Nu asta. Anume, deseori avut momentul ăsta. Am deschis tranzacția, m-am speriat și repede am închis. Am uitat să folosesc stop loss. Așa a fost. Nu, dacă închizi deja tranzacția, nu, dacă nu e închis. Dacă nu e închis, da, numai că trebuie ce faci. Ai deschis tranzacția, ea merge un pic contra, el sperie și o închide. Și uite, îți plasezi stop loss. Nu i-a acceptat asigurarea, da? Nu pe faza asta am vrut să vorbim, dar însuși întreg traderul de ce el nu plasa stop loss și el spune că nu știu cum am făcut, că repede asta au fost. Dar nu v-am luat singur tranzacție. Poftim? La mai multe tranzacții sau luau singur tranzacție acolo din care stop loss? Asta nu cu mine trebuie să mă întrebați, asta trebuie să întrebați pe persoane care s-au întâlnit cu așa situații, trebuie să întrebați. Sunt interesant, la mai multe tranzacții sau numai la una, să ai nu știu tot, nu ți-ar putea sigur. Nu că nu te asigură. Merge vorba de condiții. Sunt condițiile scrise negru pe alb. Acolo ce scrie? Toate tranzacțiile să fie cu stop loss. În cazul în care nu-i stop loss? Așa, dar nu e asta. Anume, în momentul ăsta, că traderul are frică și din cauza la frică, el închide tranzacția fără ca să-și dea seama. De asta, noi astăzi o să abordăm fricile. Domnul Victor? Așa, fricile. Cine, cel de deseori apar fricile în momentul când traderul finisează cursul. Vă rog cum o să îmi spuneți care îi considerați, care sunt top cele mai sau motive sau scuze când persoana dorește să treacă pe real. Hai să vedem. Asta e ce să facem o grafă. Acolo știam, de exemplu, că e demo și nu era frica aia că dacă chiar sunt o frică în mine. Frica de pierd. Da. Frica de pierd. Mai este momentul ăsta, eu am prieten, el tot e trader, el intra pe casă, a deschis depozit pe real, el avea stop loss-ul mare. De că din cauza la asta eu nu trec pe real, pentru că atent nu am și eu așa stop loss-ul. Asta e corect? Nu. Dar de ce? Așa, vă imaginați, eu vreau să dau la permis, vorbesc cu prietena, ea nu ține examenul la școală auto. Are vreo 5-6 tentative, nu n-au poate să ține. Eu ce am spun? A, nu, dacă tu nu-l poți ține, asta înseamnă că eu tot n-am să-l poți ține. Așa, voi trebuie să știți odată și pentru totdeauna, fiecare trader este independent. Și chiar dacă ați învățat într-o grupă și cineva are stop loss, asta nu înseamnă că voi tot o să aveți stop loss. Eu am familie. Familie care ambii au trecut lecții individuale împreună și le-am dat la ambii aceeași informație, dar voi nu vă imaginați cât de diferit ei tranzacționează. Mănâncă dintr-o farfurie, trăiesc într-o casă, dar sunt trader diferiți. Așa, ok. Așa. Frica de pierde. Ok, frica de pierde. Ce vă temeți? Vă pierdeți? Ok, dacă atunci ne teme de a pierde, atunci ne teme și, pe exemplu, ieșim dimineața din dimineața, a, să luăm de bagat dimineața. Vă strig? Da. Am început a fumbuie. Te mai chem să ies afară, să mă lune, să cad jos. Dar e toți ai niște nicați, pare, sau nu? Nu, de că asta e. Dar voi, pe atât timp cât n-ați încercat, nu o știți frica de pierde. Voi trebuie să înțelegeți un lucru. Majoritatea traderilor îi ajung în bariera asta. Și când dau bariera asta, e, dar nu-i pentru mine. Sunt tot. Dar ce nu încercăm? Nu fim ca toți. Asta e și în bariera asta. Să vedem măcar ce e acolo. Bă, noi nu am fost acolo să chem ce e, dar gata. La nivelul nostru psihologic, noi ne gândim la pierdere. Dacă n-am pierdut nimic. Acum, cu așa o gândire, noi nici nu mă părăți pe ei. Ei, domnul Victor și dumneavoastră. Dacă așa și este, de ce nu? Eu am nu zic de tranzacționare. E că eu sunt de exemplu, zic, de situația de azi dimineață.
Dacă v-ați temut frică ca să ningă și atunci să stau împotmolit, de exemplu, care sunt șoferi. Bine, și stați acasă și mă potiți. Potiți-vă pe jos pe ghile să fie. Nu ați stați cu mașina, dar să stați blocați, am încheiaj acuși. Citeam într-o zi un articol al unui investitor american și el spune felul următor. De regulă, nu contează, fie că e trader, comerciant, poate fi chiar și investitor. Atunci când el își pune în față momentul ăsta, cum să fac să nu pierd, dacă o să schidă aici tranzacția, o să meargă mult sau eu tot și este posibilitatea că eu să intru în minus. Mereu riscul ăsta, dacă el se gândește numai la risc, foarte și foarte puține șanse ca traderul în cauză sau investitor să ajungă la succes. Noi trebuie să depășim frica aceasta cu gândire analitică. Iată, spre exemplu, când noi, probabil, toți, nu probabil, dar toți noi am învățat la școală, corect? Toți noi am avut obiectul matematică, toți am avut examene. Spre exemplu, voi sunteți la aceeași teză la final de an sau depinde deja. Și este o problemă. Ai citit odată, vezi că nu înțelegi nimic, te sperii, corect? Atunci când persoana sperie, automat parcă uiți cum se face calcul, măcar că de fapt ai învățat cum se face aceasta. Până când te ai mânci și începi într-adevăr să rezolvi, automat, încetșor, încetșor, îți aduce aminte. Exact aceeași situație este și aici. Atunci când noi întâlnim problema în cauză, la voi automat se pune bariera dată, nu numai la voi, la toți traderii. Și nu credeți că numai la cei începători și la cei deja care tranzunează de o perioadă foarte îndelungată. Oricum este această barieră. Spre exemplu, nu la o sumă micuță, dar deja la o sumă mai mare. Și numai acționând, numai atunci noi putem încetșor să o depășim. Da? Prin calcul. Iată, ăsta este un sfat pentru voi, nu vă gândiți însuși la risc, dar vă gândiți la calcule. Și gândirea aceasta analitică pe noi o să ne ajute să ne dezvoltăm în continuare. Iată, astfel noi putem depăși frica aceasta de pierde. Și noi tot timpul trebuie să ne gândim la faptul, nu, cum a spus domnișoara Elena, nu frica de a pierde, dar anume în capul nostru schimbăm, ok, nu există problemă ca să nu aibă soluții de rezolvare. Dar trebuie să ne ajungem de la problemă aceea. Dar atunci, n-ați ajuns la problemă, i-am gata. Nu mai duc, n-ați fac. Ama, când ați ajungem în situația, că acum, ce scuze, cum numiți? Domnul Valentina. O, trebuie situația. Că sunt doar piața eu. Ce făcut? Mă găsesc soluția. O stat manager și mă rog frumos, dați-mi o spație a fiecare. Era și care să închideți prima, să cer o mic spate. E că acum v-ați întâlnit de la problemă. Dar dacă dumneavoastră nu erați la întâlnit problema asta, pe viitor ați cunoașteți ce ați trebuia să faceți. Ați faceți o analiză mai rece și ați știți, a, sunt o subiecție pe acolo $200, minus, 20-30 de puncte. Mai este cum să mai duc pe ăla. Practic, greșeala a fost că iarăși am dat așunul de trend, am uitat și când i-am pus în daily, am văzut și trendă, știți, și ne-am revenit. E că asta și fie, mă, tot timpul, problema trebuie să o soluționăm atunci când apare. El nu a apărut, dar noi le-am putem soluții. Iată aici o întrebare pentru traderii care au trecut deja pe real, care deja au deschis tranzacția. Cum voi ați depășit frica aceasta de pierdere, chiar la primele tranzacții? Da? Dar știți de ce? Eu vă spun de ce voi nu aveți frica până a trece pe real. Pentru că la voi era entuziasmul mai înalt decât frica. El a depășit. Și atunci când ești în entuziasm sau în euforie, asta e un pic mai rău. De ce? Pentru că noi iarăși nu gândim analitic. Iată, foarte des întâlnesc momentul ăsta, iarăși nu mă duc departe cu asigurarea. Atunci când persoana, traderul, semnează contractul la asigurare, el citește condițiile. Așa. Traderul e atât entuziasmat că el a trecut pe real. El se gândește la ce? La asigurare? Ce? El se gândește la condiții? Nu. El se gândește cum mai repede să ajungă ca tranzacție și să facă bani. Și a dorit 100% peste noapte. Ce nu? Și nu spuneți că nu e așa, că nu vă cred. Și el pur și simplu nu atrage atenția la condiții. Dar când deja, iată, cum voi ați spus, ați intrat în minus, ați avut o tranzacție acolo care s-a dus în minus, gata, vă treziți. Aha, stai, dar ce era acolo cu asigurarea mea? Dar de ce eu atunci n-am auzit?
de obicei noi întâlnim astfel de situații foarte și foarte des. Și asta la fel se întâmplă atunci când deschidem multe tranzacții, ele sunt în profit. Cine a avut dintre voi 10 take profituri consecutive? 20, 15? 40? Cât? 40 take profituri? 40. Ce trebuie obținut aceeași informație? Eu sunt sigur. Da, dar după asta... Asta era ceva, eu am spus dată de euforie și gata să ne gândim trece deja. Atunci ce trebuie să faci după asta? Să mă opresc. 3 zile, bacă cel puțin. Chiți calculatorul? Dar cine se oprește? Da? E foarte greu să te oprești. Atunci când ești în euforie, de la euforie până la depresie, este un fir de ață. Vă mai aduceți aminte în euforie? Făceați o analiză când deschideați tranzacții? Nu, așa? Nu. Când începi să faci analiza? Când deja ia să o duci în minus. Când vezi minusul. Așa, exact. Domnul Victor? Așa. Haideți să trecem mai departe. A doilea punct. Cum credeți? Care este? Lipsa de voie. Lipsa de... Nu, noi nu vorbim cine trebuie ca să trece imperial. Noi vorbim de domnul a spus care sunt motivele că nu trebuie de la demo imperial. Lipsa de bani. Lipsa de bani. Trebuie să te pui ceva în acum este o clipă, domnul Victor. Vroiam aici să vorbesc chema la credit. Vorbim tot cu mai mulți traderi. Mergem gluma aceasta de credit la SEGO, la... Așa, dar de ce cu Iamuzan? Iată de ce? Pentru că de regulă ce îi spun? Că ăștia se ocupă cu diferite șmecherii, da? Eu niciodată nu am înțeles momentul ăsta. Ok, ai un credit. Citește contractul, da? Doar acolo este scris, în cazul în care nu întorci, ești obligat să achizi acolo penalitatea aceasta. Numai că persoana când merge să ia credit, el se gândește la ce? La condiții? Nu, el se gândește iarăși. Cum mai repede să cheltui? El este în euforie. Păi, iată, voi puteți să vedeți clar, aici, ca bună ziua, că acele emoții care voi le întâlniți în trading, le întâlniți și în viața de zi cu zi. Și dacă noi o să putem să stăpânim emoțiile acestea în viața de zi cu zi, noi o să fim rece și pe piață. Numai astfel se formează traderul. Ok, ce-ți îndivizi de bani? Dacă sunt luăm per general, să noi nu vin trebuie să dau bani. Care oricine l-a oprit pe stradă, l-a plătit. Ai bani? Da. Imaginați-vă să vă opresc niciodată. Stradă și să întreabă, aveți bani? Dar nu contează, cunoscut, ai că luați chiar din cer cu dumneavoastră, luați-vă. Cine are să vă spui că am bani, dar ce faci? Dar te-ți au iPhone ultim model, te-ți au mașină scutit. Da, iar ca toți ai bani. Toți au mașini ultime generații, care mașini cu de-abia iasă în salon sau de-abia a apărut prototip, dar noi ne pun ca Moldova este. Înainte, cum ați vă spun așa un caz, înainte, 2018, de-abia era zvonuri ca să iasă BMW X7. Un prieten de-a meu lucra, turna pavaj. Dacă cunoașteți blocul care e construit în Valea Trandafirilor, este un bloc de elit acolo, e acolo construit. S-a dus, e până pe bani și îi chemați să toarne într-un garaj, să toarne pe bani, acolo, cu elicopter, tot să fie frumos. Nu râd că așa se numește instrumentul, da. Când au ajuns acolo, ei au spus că garajul prea mic la deși. E prea mic. Spus că de ce? Spus că nu încape mașină. Spus că da, dar mașina care vreau să o cumpere, da, să încape aici. Am vrea să o întrebă, dar de BMW X7 de europenii vorbeau. Am vrea să o întrebă, de ce mașină vreau? Eu am dat avans pentru Ixlan. Am întrebat, eu trebuie, am întrebat pe orice cine, trebuie să spui cum are bani. Problema poate nu e problema că nu au bani, problema poate există lipsa scopului. Să vă dea altceva, atunci ești de acord. Nu știu cum să investească, corect. Gestiune greșită. Sau gestiune greșită. Că toți nu au un scop bine stabilit. E supus. Dar bariera că ai n-am bani, să-ți cheltui mașină.
Da, suntem primar, dar suntem primar. Da, problema e în altceva. Problema e că nu există scop. Ei nu văd în parte din bariera asta. Ea care e problema. Păi, trebuie să considerați lipsa de bani, dar nu considerați. Câți de trei n-am bani, n-am bani, da, bani, că trebuie tață și o săptămână, dă Victor. Dar spate, acolo, zic, din scris cod. Ia să apăreau cu bani, dar la început am dat bani, bani nu puteau hară de ei când au bani. Ia să știți mie că persoana spune că traderul mai scap cu vorba și spune că nu am bani, eu încep să vorbesc despre piață. Special, să-l înervez. Dar iată, acolo a fost triunghiul străbătut, dar iată, traderii au putut să facă atâtea puncte, dar iată, acolo a fost petrol, figuri de continuitate, traderii au putut să facă atâtea puncte, iată, acolo, și voi nu vă imaginați-l tocmai scrâșmi din chestii, cât de tare se nervează. Traderul ăsta, o săptămână, două și-l treci pe real. Pentru că el vede, sau începe să vadă posibilitățile. Și într-adevăr, noi bani cu toții vrem, nu? Da? Da. Numai că nu toți vor să-i facă. Asta deja e altă întrebare. Pentru că eu deseori mai vin persoane la interviu când formăm grupă și ne trebuie, nu ați vreți bani? Uite, tot cine nu vrea bani? Toți vor bani, ce fel de vrea bani? Dar vreți să-i faci? Dar ce, în Moldova poate te făcut bani din trading? Poate, dar trebuie cunoștințe. Ei, dar n-am timp. Haideți mai pe urmă, haideți la următoarea grupă, spre exemplu. Iată ce înseamnă diferența aceasta de a vrea și a face. Aceeași diferență dintre dorință și scop. Iată traderii care sunt acum pe demo. V-ați pus întrebarea, eu am un scop deja format sau un plan? Traderii care sunt pe demo au plan? Numai sincer. Mă nu toți bani. Haideți, noi am venit să vorbim despre frici. Noi trebuie să fim deschiși. Este plan. Dacă n-au pentru persoanele care se sperea, pentru noi nici demo nu trebuie. Dar să vă dau metode de a ieși din lac. Sau de dai lac. Ce tranzacționează cu lac? 1, 2, 3, 4. La nevoie. La nevoie. Așa, ok. Cel mai interesant ca asta și e problema, că noi vedem lactul ca nevoie. Dacă atare lactul e posibilitate. Vedeți diferența? Da, ok, la aceasta o să ajungem. Deci, cu lipsa de bani, este într-adevăr aceasta o problemă? Nu e problemă. Mai departe, a treia. Dar am întrebat cât timp aveți cu demo. De ce vă trebuie atâta timp? Am avut două, trei luni. E încrederea în sine. Sau? Curaj. Nu, curaj. Cât vor experiență. 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 Cum considerați? Experiența asta pe demo vă duce la bine sau la rău? La rău. Acum am zis de ce. Ți-o obișnuiești și zici așa, trebuie. Da, iată care e. Voi vă obișnuiți demo de tranzacționa, perfect. Hai să deschis un stop loss, să-ți deschis un mers. S-o închis cont, final. Voi nu faceți analiză la tranzacția asta. Voi nu o faceți. Dacă e real, credeți-mă. Ați luat un stop loss 1, 2, dacă luați 3, credeți-mă. Așa de mult ați studiat stop loss-ul și ele. E tot în asta mi-a de aici am și abordat ideea că traderul se formează cu singură dată și el trebuie să formeze pe real. Atunci când el se formează pe real, automat începe să facă analiza, începe într-adevăr să simtă viața. Vedem însă momentele astea, ele sunt pur și simplu date într-o parte, să spunem așa. La începutul decembrie, o persoană, părinsa cursul, potrebuie cu test de verificare, părinsa și-o scrie răsunță. Tot deschizi. Peste vreo două zile am sunat să văd care e situația. Tot ok, că au dispărut. Tot ok, vorbesc cu el și el spune așa. Domn Victor, de a tranzacționa și demo și vreau două lucruri diferite. Două lucruri diferite. Pe demo, pe demo. Dar pe demo, numai pe real, numai pe demo, lipsuri se întoarce înapoi.
spate, pe gura, nu știu ce spate. Doi pași, ascultă analiza corectă. Așteptați, dar piața cum merge? Doi pași înainte, unul înapoi. Doi pași înainte, dacă ați făcut analiza frumos, corectă, doi pași înainte. Și anume, majoritatea traderilor se blochează la pasul înapoi. Dacă spui. Apropo. Ați făcut doi pași înapoi și unul. Și unul bun. De exemplu, dacă am, e că adici s-o porit impulsul, am trebuit la scenier. S-o porit impulsul adici. Să spunem 100%. Cât procente ajung aici? Cât procente dintre traderi am ajuns? Da, din aici 100. Ca s-o pornit. 10%? 3%. Nu, nimeni. Undeva 10%. La mine sunt frații de șef. În momentul când s-a pornit piața, cum merge? Merge în sus și așteptă înapoi. Undeva în regiunea asta, își bate plecare. Își bate o plecare. O mai făcut impuls, o mai pleca pe 20%. Corect, poate fi încă mai adânc. Dar fi numai atât de micuț, da, ar fi super. Da, dar poți fi și mai adânc. Dacă fii mai adânc, în genere, poți fi și 80. Voi să înțelegeți un lucru. Tranzacționarea nu vă dezvolt ca profesional nici medic. Da? Și ca nivel psihologic mai dezvoltat tare. Dar nu astfel, de exemplu, când faci așa, pe ce vă orientați terminul încă în daily? Daily. Dacă pot de aici, e din contra, aici când faci, atunci poți să-mi iei dau un rozul la cât când chiar plasat, de exemplu. În dependență de time frame-ul care selectați. Dacă e de daily, conform money management-ul 5%, sau cum merge 30 puncte de la nivel, pentru că el este foarte puțin. Cel puțin 100. Eu de obicei, mulți mă întreabă că cât de corect se pasează un stop loss. Eu dacă îți vă spun că pasează un stop loss, că bunea să-l plasează. Îți pasează cea mai mare, ultimul minim. De exemplu, în cazul, da? Eu să iau ultimul minim aici, eu undeva în zona asta. Eu în zona asta. Aici poți fi 100-150 de puncte și punem ghid. Așa, 150. Da, pentru că mie trebuie, eu știu mai sigur că e așa la nas. Dar la noi traderi, se duc 160 de puncte în minus, eu cred că eu zbun și trebuie de cap. Eu nu rezist. Da, asta e bine. Eu de acord, când am început, când am început, eram și eu ca voi. Când m-ați mai avocat, nu am și mă... Dar în tăi cursuri pe care învățăm 35 puncte, ca eu tot în acel moment. De ce? Stați un pic, aici un moment. Noi la partea practică, cum învățăm? Pe piața Forex, cel puțin se recomandă un stop loss ca tare de 50 de puncte. 30 de puncte, prea puțin, nu uităm și de confirmare. 30 de puncte în afară, o clipă, 30 de puncte în afară, 10% și confirmare. Și plus minus primește un stop loss de 50 de puncte. Vine traderul meu a doua zi, cu vreo 5-6 stop loss-uri, unul după altul. Domnișoara, Elena dumneavoastră a spus minciuni. Adică... Păi iată, uitați, eu am plasat stop loss-uri de 50 de puncte, de toate s-au dus în minus. Ok, hai să vedem ce instrument voi să scrieți tranzacțiile. Pe aur. Vorbim de Forex. Forex, poate e votațiile exotice? Nu, astea care e 7. De bază. Adică calculată în procente, adică cât e, cât ați eu e post, 15% stop loss. Mult foarte mult cotează de faptul în ce time frame-ul tranzacționați. Dacă vorbim de time frame-ul de H1, 50 de puncte e ok. Time frame de H4, 80, 100, 120, de cam în regiunea asta. Iată, știți, eu aici, în general, recomand traderilor stop loss-uri la ultimele minime. Ultimele minime, mereu luați în calcul ultimele minime. Spre exemplu, chiar și aici, iată. Unde voi să plasați stop loss? Prețul, spre exemplu, iată de aici. Voi deschideți o poziție de cumpărare. Numai sincer, unde plasăm aici stop loss? Dacă deschidem de aici poziții de cumpărare, unde plasăm stop loss, dacă deschidem de aici poziții de cumpărare, unde noi plasăm stop loss. În cazul la primul, unde? Așa, sub nivelul ăsta de suport, stop loss. Presupunem la un 50 de puncte iarăși. Important să fie sub. În al doilea caz, unde plasăm stop loss? Sub nivel. Așa, deci noi avem ultimele minime, spre exemplu. Iată-l. Minimum. Înseamnă că noi o să plasăm stop loss-ul sub ultimul minim. În cazul ăsta, unde plasăm stop loss? Aici?
folosesc și eu. Fiecare strategie trebuie să fie unică, adaptată după trader în cauză. Nu poți trei, toți traderi să transmiteze la fel. Ok, eu pot să vă spun, plasați stop loss raportul 30 la 70. Cuiva ăsta îi potrivește, dar cuiva nu îi potrivește. Voi o spuneți, da, eu voi ați spus, dar la mine nu s-o primit așa, am luat stop loss. Dumneavoastră sunteți vinovat că mie mi-ați spus asta. De asta vă străduiți fiecare, să vă abordați strategia după voi. Dar dacă activăm metoda medierii? Așa. Toate stop-loss-urile cu un remat, nu? După asta nu este și metoda medierii? Nu, ca de exemplu, dacă ajungem în metoda medierii, privăm bai, da? Da. Deci facem în stop-loss-urile, le puneți pe nivelul dumneavoastră sau le puneți toate grămadele jos? Lonul iarăși după timeframe-ul mai mare, de modul minim, de exemplu, dacă e așa. Dar le puneți grămadă? Da. Hai să vă deschid un secret. Cineva în general nu folosește stop loss. Nu-ți părere, face nici așa rău să tranzacționezi. Ok, dar putem să folosim stop loss pozitiv până ajungem. Da, sigur. Ce le interzici faptul ăsta când ați schis baie aici, anumit să sunt tăscu? Vă interzici cineva? Vă dați și pe mâini cineva ca să ne schimbați? Te-ai asigurat, gata, știi, Goldberg liniștit. În caz de ceva, tranzacția chiar dacă se duce, piața merge contra, la voi automat tranzacția se închide. Eu nu am zadar spun la trader, asigurați-vă într-una. Ce-i greu să te asiguri? Tot pentru tine, stai liniștit, stai calm. Și te concentrează pur și simplu la alte tranzacții. Așa, cu experiența. Ați văzut vreodată cineva să spună, ăsta e trader cu experiență. Dar ăsta e trader cu experiență. Ia, spre exemplu, consultantul vostru vă dă un exemplu despre un trader de-a lui și vă spune. De aceea consultantul celălalt, el a făcut așa pentru că el avea experiență, spre exemplu. A urmat obiectivul ăsta de experiență, după trader. Nu, pentru că nu poate fi. Este numai trader. Cum el nu are, traderul în general nu are gen, nu are vârstă, nu are, ce nu mai are? Gen, vârstă? Exact așa nu are cuvântul experiență. Știți, odată când totdeauna un trader cu mai puțină experiență poate tranzacționează cu mult mai bine decât un trader cu experiență. Iată, deși ori întâlnesc momentul ăsta cu traderii mei, ei, dar dumneavoastră aveți experiență, voi știți cum să acționați. Oare? E asta problema? Nu e asta problema, iarăși problema e frică. Astăzi, cât dintre voi a făcut profit? Cei care sunt pe real? Nu, în general au intrat pe piață, astăzi. Așa, cei care toți sunt pe real, dar nu au făcut profit astăzi, de ce? Au luat două stopuri pe aici, pe ei și pe ei, eu îți dai ce n-aș urmă. Așa, și v-a demotivat, gata, depresie, o săptămână. Nu, eu am depresie, eu am un cod pentru de. Aveți comunitate, da? Da. Acum, ce vreau să spun de aia. Care e cea mai mare problemă? Când mai aveți, de care? De exemplu, lactul, când luați un stop loss, pot să mod, ce? Voi vă axați pe asta, ce mai posibilități că aveți? Nu știu. Câte posibilități au fost? De că, în primul rând, la loc chiar așa lași dolar. Una, un plus a fost. La USD check așa, pe urmă, da. Zona 92-70. De câte ori, văd cineva că e putea de exemplu. De câte ori încerca să testeze. Mă testat-o și nu poate destrăbac. Unul la acolo s-a format, așa, spunem, un vârf dublu. Doi la mână. Analiza fundamentală de ieri care a fost. Trei la mână. Sau nimic nu știe de analiza fundamentală de ieri care a fost. Majoritatea sunt tehnici, poate. Trei la. Și acum dacă mi-am luat și indicatori, tot așa, v-ați să vedeți câte plusuri aveți, cum ați schidit dolar, nu duci în minus. Da, chiar așa, știrea de la 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 știrea
Nici nu trebuie să te înțeleg. Totul să fie bine. Aia să totul să fie bine. Dar pe lângă totul să fie bine, acolo au fost niște paranteze, jos pălărie, care doar înțeles că dolarul acolo se ducă pe pietrioară de angajă ca să ducă în jos. Fie rebli până în martie, e modificată de referință, ca electric să lucrează. Fie voi să pară altceva. Mai iasă gen în pauză, mai spui că am pe pietrioară. Asta nu s-a știut, dolarul îl ducă în jos? Pur și simplu, eu sunt în europeană, cum știu și asta, dar toate americane și... Traderii Qatari așteaptă încă de două luni de apreciere dolarului. Prea mult el s-a întărit și noi tot așteptam, dar când odată, dar când odată? Și era de așteptat într-adevăr deprecierea lui. Și acolo sunt nivele într-adevăr puternici, că nu ne arată până unde poate să ajungă. De asta dacă aveți poziții de cumpărare undeva de sus pe euro, USD, o să ajungă. Stați fără grijă. Pe lângă faptul ăsta, în DEI, pe USD ce așa ai făcut? Se vrea cineva triunghi, mă duc. Dacă semnal, mă, că el te vreți să grăbdare. Mă, că nu, nu ne nu dau, că dau, e te tas, fii, te. Dar că, hai, nu e și ceață. Sperg, dar, da, grăbdați. Așa. Experiență. Păi, ne spui și cineva cum are nevoie de experiență. Nu, 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 Masterclass a spus că ca să se țină o pereche valutară trebuie 2-3 luni. Asta nu ar fi ca un fel de experiență. Da. Stați un pic! Asta eu am spus! Da. Ca să simțim o pereche valutară, trebuie 2-3 luni să transacționăm pe dânsa? Da, să o analizăm, să tranzacționăm, să o simțim piața. Sunteți de fost aici? Sau? Paranteză. Eu vă explic ce. Nu. O pereche care se studiază 2-3 luni, eu pot să vă spun că eu am studiat la 2-3 luni și m-am întâlnit pe pot. O pereche care e nouă pentru dumneavoastră. Dar dacă suntem începători, toți noi. Noi doar nu fac și când treci la partea practică, noi oricum ne dăm perechele de bază, care deja sunt știute la perfecție de toți. Aveți în vedere nouă îngeri? Nouă, exotice! Iar că în perioada 2017, nu mă rusească. Nu știu dacă auză cineva atânsă, era picul atunci. Iar că la picul și era poate două luni zile la studiatul. Și aveți momentele, că erau momentele de intrare. Probabil oricum mai pierd cont. Era foarte volatil, domnul. Nu, era și volatil la faptul că un punct costa 100 dolari. 100 dolari, pentru un punct. Nu, acum trebuia și conturile, nu cu bănuțul roșu. Cum și la mine, trader, deschide depozitul, pot să vă spun cât? Eu, nu, ok, cu 10. 10 companii îmi mai dă 10. Eu cu gândul că el se duce acasă, începe să transacționeze pe cotațiile valutare, cel puțin la început, după care începi și o piața de mărfuri, da, așa, cum de fapt și se învață, când începem să ducem automobil, deodată mergem cu 200? Nu, începi și o, până obținem încredere. Telefonez traderul în cauză, eu propun fetiță, telefonez peste vreo 3-4 zile, deja să mă invit la analiza tranzacțiilor. Dar știți că la mine tot ok? Eu cred că undeva poate săptămâna viitoare. Acum nu am nevoie, mersi, mersi mult. Eu am înțeles că deja ceva s-a întâmplat. Ok, zic, haideți, atunci lăsăm pe luni. Pe luni deja a venit în oficiu, fără careva paranteze, nu am mai acceptat nimic. Vine, se așează, vrea, încet deschide calculatorul, parcă o văd. Domnișoare Elena, dar vă rog să nu strigați, să nu strigați la mine. Dar de ce stai să dar de ce trebuie să strig? Păi, eu știu că dumneavoastră mi-ați spus că pe Bitcoin se intră numai cu depozit de VIP. Dar eu am văzut așa mișcări frumoase, așa am decis să intru. Ca voi să înțelegeți, ați scris calculatorul în statement, undeva un 20, și pot să vă spun în când asta a fost. Triunghiul ăsta, acum la început de decembrie. Ați văzut? Și ea a prins mișcările pe străbatere. Străbaterea a fost în jos și ea săl. Voi să vedeți ce profit frumos. Cel mai interesant că mergeau frumos pozițiile de vânzare și a fost un umbră în sus. I-a închis o tranzacție într-un stop loss de vreo 4.000 și ceva. S-a speriat. Și i-a închis toate pozițiile de săl, a lăsat. Asta a fost vineri. Sâmbătă și duminică piața e închisă, când luni s-a deschis piața, s-a deschis cu gâmb.
Voi nu vă imaginați, ea a venit practic. De cine a lăsat tranzacțiile astea? Eu le lăsam, dar eu avem deja să eu vin. Dar de ce m-a lăsat? Păi iată, de cauza la soprosul ăsta am închis tranzacția, mi-a fost frică. A intrat un pic frică în ea. Da? Iată ce înseamnă să intri nu cu depozitul care îți permit pe așa instrument. Cea mai interesant că iată am sunat fără take prof, fără stoplos. Și eu îi spun, uite, ok, străbat, gapul ăsta a fost în jos. Într-adevăr, tranzacțiile aveau să fie în profit. Dar nu uita, el putea să fie și sus. Și atunci, depozitul tău avea în general să fie la zero. Apoi, da, până într-un final, cum i-a sus zăcaș, tot pe cuvânt la final. De asta, noi nu puteam... De exemplu, vă spun, că s-a început, da, cu boxa ta mai mea, adică tranzacțiile speriați. Și văd, mă, prin momentele, când nu mă animerez la momentul potrivit la capătă, și hai să încerc ceva nou. Și când am zis, hop, dau, eu acolo, eu o 500, că de greu, termina super foarte. O 500, o 400, o 300 și ieri fac o minus mare, știi ce am făcut în panică. Dar iară, e chestii că nu te vrei acolo unde, în primul rând, contul îți permite, într-a doilea rând, experiența. Contul e ca un elastic, el se tinde atâta. Dacă nu, nu întind, nu are unde să le tinde. Nu asta se dă ca să întreb emoții. Ce am făcut? Nu poți să tașnă pe aia. Eu zic tot mai tare, să duci în virus. Voi nu gândiți rece atunci. Băgați, vă rog frumos, pi, potațile exoci, dacă nu vă permite de contra. Când să aveți pi, prea puteați să fiți fără și toate cele. Dar pe când aveți viața voluntară, eu cred că vedeți mă, care ofer posibilități. Nu, haideți care într-o săptămână poți faci 10% de contra. Chiar dacă noi vrem să intrăm pe aceste instrumente, într-adevăr, ele sunt interesante, oferă posibilități enorme. A mine când e trader și eu încercam cumva să-l trec pe cotațiile de bani și eu spun, Elena, dați-mi pace! Nu spuneți voi mic dăsle, mie nu-mi interesant! Iată, ăsta sunt amele, exotice și gata! Nu poți să-i faci nimic, dacă el iubește să meargă cu 200, pur și simplu dă-i o mașină corespunzătoare. Dacă totuși vreți să tranzacționați pe aceste instrumente, ok! Dar învățați-le. Într-adevăr, uitați-vă în istorie cum ele reacționează. Piața reacționează în anumite situații. Analiza fundamentală. Eu nu zic, am trader care fac profit pe US de cu Iracucească, înainte de triunghiul ăsta care a fost străbatere. Cel mai interesant, trader a făcut profit pe metoda adăugării pe creștere. Buy, și într-adevăr, în șumărit timp de 2-3 săptămâni, depozit practic 150%. Asta e enorm de mult. De cauza că nu a luat în calcul fundamentalul, avea deschis tranzacții pe cumpărare, gap, depozitul la zero. Cine e vinovat aici? Piața, oare? Sau e vinovat cine? Analiză fundamentală? Managerul nostru îmi povestea, era perioada când se repara ștefa. Avea o tranzacție deschis de cumpărare, de cotează, era profit. În perioada și era foarte mare abuteajă, el a fost chemat la analiza tranzacțiilor. O stat abuteajă, întârzie o jumătate, 40 de minute, cam așa. Când a ajuns la oficiu, cum spuneți, că pe tot acolo stop o să închise tranzacție. Și tu după aceea nici nu m-a spus că toacă. Sincer, vă spun așa, am spus că toacă de zi. Nu scopă, dar putea și dacă stăteam în putea și eu fi de tranzacția. Că toacă de zi. Că toacă de zi. Nu păcat este că toacă și avem și de dar. Așa, experiența. Până la urmă, ce am înțeles noi din exemplu în cauză? Contează experiența? Nu contează. Important cum voi vă simțiți aici, înăuntru. Am trader, de fapt, n-am așa trader care sunt tare frumoși, dar am auzit că sunt așa trader care tranzacționează ani de zile și ei tot au frică. Dar sunt, iată, prima zi își deschid depozit, până seara pe Bitcoin.
care vreți. Ce frici ne mai întâlnim? V-ați gândit vreodată că, iată, dacă o să mai obțin cunoștințe, la sigur o să transmisumesc mai bine. A fost așa? Da. Și de aici începeți să căutați toate profilele de pe internet. Da. Așa. Strategii noi. Eu am să vă deschid un secret. E de ajuns că noi să cunoaștem trendul și nivelul și noi deja putem să ajutăm și să facem bani. Numai că noi tot căutăm strategii noi, ceva deosebit. Asta ce spune? Că noi căutăm ce? Guru pe piață. Una dintre reguli cele mai importante. O strategie 100%. Este ea? Nu. Eu consider că persoanele care cad strategie trebuie să le noștri. Adică? Deci nu ți-au dat informația despre nu știu de el. Ei pur și simplu caută o strategie, după ce fie mai mult ceva, mai dăm să-i deschid singur tranzacția platformă. Mai eu să fac eu analiză. Da, indicator care când lumânare e verde, deschis baștene, roșii, dar sunt unii, merge verde și aproș. E plin Instagram-ul de reclame de avem o persoană care înainte de a veni la curs, pe Instagram. S-a abonat, a deschis-o cont acolo, nu știu. Eu spus, la urmă, că n-am ascultat și ce ați eu spus la urmă. Pe Instagram, trebuie după aceea da. Așa. Am ajuns 65 de cenți. O să spună zăvă de anță și adică 65 de cenți. Iar acum când am ajuns la, e cât spune eu, la partea teoretică când am ajuns, văd dumneavoastră povestesc și eu îmi dădeam seama. Scuze pe mine. Mă regăsesc? Da. Îmi dau seama cât de tare eu nu știu eu informații. Pe mine eu m-am înșel. Pe mine nu știam. Eu nu am de așa. Poftim? Asta e experiență. Nu, iată mai sunt deseori întâlnesc persoane care vin și spun domeniul ăsta e la hapoa. Dar de ce? Pentru că tăți pierd, am un cunoscut care a pierdut și nu știu mai ce. Ok, cum fac totuși persoanele în cauză care pierd? Eu vă spun. Sună cineva spre... De regulă cum se primește? Noi căutăm informații pe internet, da? Despre trading. Acolo mai întâi apare reclamă, după care informația. Și noi vrem, nu vrem, accesăm. Am accesat, automat s-a înregistrat numărul nostru de contact. Ne telefonează. Repede! Se acționează la compania Apple, cresc, repede, 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 investiți ca să faci bani. Și bani ușori, da, de ce nu? Și a investit. Prima sumă nu a fost, ei, dar ce? 200 de euro. Asta e țin pentru mine. Hai să îndrept. Nu, hai să văd. Ok. După care telefonează și spune, ca să faci extrage, spre exemplu, depozitul tău a crescut la 5.000, să faci extrage, trebuie să iarăși să investești. Și trader-ul, persoana, investești, până într-un final, caută avocat ca să-și scoată bani. Am avut așa acasă, ajutați-mă, vă rog frumos, să scot bani. Dar eu de nu știu unde tu ai investit. După care, când suni înapoi pe numărul în cauză, vedeți? Iată ce înseamnă, într-adevăr, lipsa de cunoștințe. Dar este exact același lucru când pe voi vă telefonează cineva și spune: hai, eu vă dau numărul cardului, duceți-l și-l puneți 1000 de euro. Voi ce, faci asta? Nu. Dar nu știu de ce persoanele totuși permit să creadă, nu știu pe cine. Nu în zadar, un criteriu foarte și foarte important de a alege un broker. Asta este că trebuie să aibă o companie de consultare. Cel puțin voi pe noi ne vedeți. Încrederea, în general, mai întâi se capătă în cine? În consultant, în persoană. Dar atunci când tine puțin cineva te telefonează, e evident că nu este încredere. Și tot dacă vorbim de persoanele care vin deseori la interviu, ei percep, au informații greșite. Aici îmi pare mie că e call centru. Voi vă râdeți, dar foarte des vin persoane și cred că, într-adevăr, e call centru. Ei trebuie să telefoneze pe cineva. Dar call centrele astea, într-adevăr, sunt foarte, foarte multe. 3 luni lucrează, dispar. Și am foarte mulți traderi care, apropo, au venit de la call centre. De asta, atunci când noi luăm o decizie, într-adevăr, trebuie să ne informăm. Și
Și atunci când vrem într-adevăr să abordăm o strategie nouă, să o implicăm, ea mai întâi se testează pe demo, cel puțin 3 săptămâni, o lună, o lună jumătate, două, eu nu în zadar am spus intervalul de 2 luni. Dacă noi nu avem atât de mult timp să o testăm pe real 2 luni, uităm în istorie, cum e acționat în istorie, tot pe intervalul plus minus 2 luni. Și voi deja vedeți, lucrează sau nu lucrează. Să putem să testăm încă un număr de loturi mai mic, de exemplu 0 luni. Da, cu volum mai mic, dar cum? În caz de ceva, nu va afecta asta. Sigur. Da, cu 0 luni e ok, să acteze. Din contra, de ce? Vă explic de ce. Pentru că dacă ați fi pe demo, iar și ajungem. Dacă sunteți pe demo, hai. Da, acolo măcar, chiar dacă ai pierd lecții, dar pierzi nu dintr-un lot, dar cu 0 luni. Pierzi lecții și oricum te vieți. La noi, cum este mentalitatea moldovană? Eu nu vreau să pierd nimic. Eu tot la înainte, eu mai înainte și sus se uită, dar apoi nu vreau să se uită niciodată. Dar știți ce este secret cum sunt pierzi, cum real, nu pierzi nimic. Nu tranzacționez. Nu pierzi nimic, dar scuștici. Este. Super. Și iată aici, domnul Victor o să vă spună la final de lecție. Da, iar ajungi la experiență. Nu, dar de ce? Nu are nimic cu experiența. Dăm banii managerului și obținem procente? Bună ziua! Să nu mai aud așa, dar voi stați un pic. Dar de ce voi crezi că mă transună mai bine decât voi? Ați experiență. Eu pot să vă divulg altceva. Noi în unele situații, noi putem să tranzacționăm mai rău ca voi. Te explic ce este. Cunoaștem mai multe informații. Eu nu le explic, eu deja am o perioadă oarecare care am trecut, așa mă simt. Și la toți le spun, tranzacționați cât mă simt. Nu vă provocați. Voi s-o dat informații. Este așa, este așa, este așa, este așa. Vă alegeți? O vedeți? Cum acolo situația? Îți că e mai mult nivelul zero, aia că așa ești. Flăcă. El care îți face. Când am deschis calculatorul, eu nu vedeam lumea de acolo. Și nivelele, și parabolic SAR, și Bollinger, și Woody Gagerich, și RSI-uri, toate deschise. Cum să vezi piața dacă aici e așa cașă? I-a spus, vă luați două, maxim două indicatoare, trenduri și numere. Cât mai simplu ați tranzacționat și poate și rezultatele să fie. Dar când ați apară step, descrep, acolo o cașă, jos pe venit. Dați vă spun, la mine tot un trader cu, dacă totuși vorbim de informație, eu și-o deschis depozitul înainte de Crăciun. Îți primești la primul netripet în decembrie. A intrat pe piață, primele tranzacții erau pe cotații valutare, plus am mai început să schidă pe S&P. Dar ce tot atât de mult vorbești despre instrumentul ăsta? Hai să o așa. El a intrat pe piață cu 25, compania mi-a dat 25 și aspectul îți primești cu 50 de mii. Nu, dar ce, n-am de unde? Hai să intru pe S&P. Prima tranzacție pe acest instrument a ajuns în minus 9.000 de dolari. El îmi spune, Elena, eu nu pot să vă redau ce tărie de caracter la mine a apărut atunci când eu am avut răbdarea să nu închid. Pentru că, într-adevăr, peste noapte ea s-a dus în plus și înainte s-au umplut 4.000 și ceva. Eu îmi spun, îmi pare Dumnezeu a stat iată așa cu mână deasupra și pur și simplu n-am închis tranzacția. Din cauza la aceasta, el mi-a spus, uitați-vă, la curs de bază, eu am învățat foarte mult, într-adevăr, dumneavoastră mi-a deschis ochii asupra domeniului, da, mi-a trezat dragostea despre domeniul ăsta. Dar mie pare că eu mai am nevoie de cunoștințe. Ok. Iată, eu nu vreau să tranzacționez. Iată așa, ce înseamnă asta? Euforie, depresie. Eu vreau să merg încet și de la micuț spre mare. Ok. Dar am nevoie de informații. Bine, hai la lecții viitoare. Când am început să studiem, eu am spus așa, uite, scopul meu nu este ca să îți dau mult strategii. Și până într-un final noi o să învățăm, o să trecem una peste alta, până într-un final
voi nu o să vă elaborați strategia voastră, dar pur și simplu ați mai învățat ceva nou. De asta vreau să învățăm ceea ce noi deja am trecut, numai că mai profund. Ca să vedeți, se potrivește strategia în cauză după caracterul dumneavoastră sau nu. Nu. Haideți așa. Eu vreau totuși mai multă informație, eu vreau strategii noi, eu nu știu mai ce, că eu pe cele le cunosc. Ok, vreau așa. Hai așa. Am început combinații între lumânări. Cel mai interesant că combinații între lumânări care noi le trecem la bază, ele sunt puține. Da? Câte noi cunoaștem? Nu plus minus. Perechi. 6, 7, cam așa, da? Acestea sunt cele mai des întâlnite, cele mai populare. Ele sunt puține, vreau mai mulți să cunosc. Ok, i-am dat vreo 50 ceva de combinații de lumânări. Da, super, iată acum să vedeți mâine, vin cu 50 tranzacții, toate în profil, iată după informația dată. Cum credeți? Trader-ul vine a doua zi cu mai multe minusuri. Știți ce am înțeles? Să cunoști mult, tot nu-i bine. Și tot până la urmă s-a limitat la cele care le-am studiat la bază. Numai că evident am mai luat câteva din deja adăugătoare. De asta eu vreau ca voi să înțelegeți. O să fugiți într-una după cunoștințe, până într-un final nu o să vă elaborați strategia voastră. Pentru că voi vreți ca și cum să dați responsabilitatea pe altcineva. Ei, da, e strategia lui. Asta e de cauza lui, la mine tranzacțiile sunt închise în minus. De asta, de acolo am împrumutat ceva, de la acel consultant ceva, de la un masterclass ceva, de la un market discussion ceva și până într-un final s-a creat produs final. Astfel, trader-ul ajunge acolo unde lui trebuie și nu-i vorba în experiență. Acum am mai este Alexandru, el s-a spărit rețet la început, au câteva minus. Nu știu atât de ridicat mi-a spus la oficiu ca să-l porni buleacă de lor. Citi o carte, tot ceva în domeniu. Și ceva interesant, el vine, eu am văzut, sunt care situația, trebuie ok, și îmi spune, a fost pe gol, acolo este moment de intrare. Dar eu știam trasătețe, că dacă avem proces în mine, zic, oh, da, vin și mă duc și eu mă... Și ceva interesant, eu mă și deschid, eu nu deschid. Deci, probabil, el îmi desemnal, el cu tasele că acolo este moment potrivit, eu îmi deschid, peste eu deam după masă, vin și sunt fericit. Dau în carte, citere, că am luat profit, dar... Mersi de semnal. Da, mersi de semnal. Nu l-a deschis. Doar am așa șocat. Cum? Dar el, motiv, care a fost? De ce nu l-a deschis? Ia că am citit acolo, că dacă ați fi așa... Că... Știți, mai este momentul ăsta. Hai, deschide tu. Dacă îți faci bani, am să deschid și eu. Da, dar momentul gata. Așa. Dar momentul gata, s-a plecat. Dacă asta e cea mai... Chiar așa ajung la informație. El știe cărți. Porțiunea aceea de creier care absorbe informația. Mai este și un punct. Salut. Hai, puteți. Frica de a scoate bani. De ce? Scoate bani. Scoate, da. E dorință de a scoate. Iar opțiunii și aici investiți. Da. Da. Totuși, stăți în părere, dar nu vreau să scoți schema o dată. O scoți schema? Eu am spus să-i spune ce-o. Deci, el mi-a explicat ce nu-l scoți pe asta. Cât să-i cade și câte perioada aveți pe real. Deci, toți sunt începători. Toți sunt începători. Dar vechi unde? Stați un pic. Noi formăm traderi independenți. Noi nu formăm copii la grădiniță. De asta traderii care transunează de 2, 3, 4, 5 ani, ei nu vin la masterclass. Dacă voi ați observat la masterclass-ul, cine? Mereu sunt oameni noi. Mereu sunt traderi noi. Fluxul ăsta, el într-una merge. Cei vechi devin independenți, acei care nu cunosc domeniul și iarăși merge prin același circuit. Evident că el nu are ce face la masterclass. Despre ce voi să-i spui? Despre frică? Dar el deja a făcut, nu știu, că extrage și practica a ajuns la scopul lui sau deja a ajuns la scopul lui. Dă-i exemplu,
informația. Iată, aici e altceva. Să se împartă cu experiența? Da. Nu, ok, noi putem să invităm atunci un trader care deja a tranzacționat de câțiva ani de zile și să se împartă cu experiența. Dar cum a scos bani, cum a pus, cam cât a pierdut într-o perioadă anumită, cât a câștigat? Nu, voi să zicem. Să poate individual. Este individual, nimeni nu l-a să explic. Voi să înțelegi un lucru, sunt trei categorii de traderi. Sunt care 50% pe lună. Profit. Profit, de asta. Sunt care 10, 30 și sunt care și adau linii. Așa e bine. Care poți să faci 100, 120, 150% pe de o lună. Dar poți să arde. Poftim? Poți să arde tot atât. Dacă asta și esență. Că aici mergi cu un risc, mergi încet și oră, dar sigur. Este să le țin ca așa, am ei. Dar asta eu mă închis ochii. Haideți să dăm un exemplu cu 2 trader de mei. Un trader, ia și-a deschis depozitul undeva prin martie. Primește martie anul trecut. A intrat cu peste 10, am mai primit la companie un depozit nici micut, spunem așa, dar nici mare. I-a început deschidă tranzacția, spunea din start, scopul ei să ajungă VIP. Cine vrea să ajungă VIP? Nu toți. Iată, vedeți cum voi răspundeți pentru toți, dar nu toți au ridicat mâna în sus. De asta răspundeți numai de voi. I-a început să tranzacționeze foarte și foarte atent, pentru că, după cât am înțeles, banii ăștia erau împrumutați, respectiv nu își permitea să-i piacă și să riște. Primele 3 luni primeam numai comisioane. Profitul era, comisioanele erau nu atât de mari, dar undeva 700, 800, 1000 și ceva. Și eu întreb, dar de ce vreau să faci să extragi de comisioane? Să vă remunerați, pentru că din profit nu putea să facă, ea avea double hit. Știți, Elena, nu e scopul meu ăsta. Scopul meu e să ajung VIP. Eu mai bine mai rap, dar până nu ajung. Ok, cum spuneți. Dar eu cred că totuși trebuie să traderul să se remunereze. Aici sunt de bravo eu. Cât de puțin, dar trebuie. Ea a început să facă extrageri după a patra lună. Făcea câte 1000 și ceva, 2000. Într-o lună a făcut extrageri 3800. A tranzacționat în așa timp, cum vă spun, din martie până în noiembrie. În noiembrie ei s-a calculat comisioanele ca și cum ar fi VIP. Pe 1 decembrie a făcut cer de extragere, profit, nu, comisioane, peste 10.000. Hai să numărăm, din martie până în noiembrie, câte luni? Mart, aprilie, mai, iunie, iunie, iulie, august? Nu, stați. Mart, aprilie, aprilie, mai, iunie, iulie, septembrie, noiembrie. 8 luni. 8 luni. A ajuns la scopul ei. Da. Ăsta un trader. Altul. El a intrat pe piață tot cu 10. Compania mai da 10, numai că era bonus. Pe atunci se dădea bonus. Cunoaști ce asta bonus, da? Da, la bonus poți face extrageri chiar din a doua lună. Chiar din a doua lună. Da, chiar dacă n-ai îndeplinit numărul de loturi. De ce? Pentru că lui s-a oferit bonus, era ziua lui sau ceva de genul ăsta. Nu, mai spun. Tranzacționa pe cotațiile valutare. Pot să vă spun pe ce instrument tranzacționa. Euro-USD, GBP-USD, VTI și mai avea careva tranzacții pe argint. Mergea cu un lot frumos, deschidea tranzacția, plasa take profit stop loss, gata, uitați dânsa. Cum el conducea, se menținea de regulile acestea, iarăși. Probabil și-a elaborat un plan foarte, foarte bine definit. 3 tranzacții în profit, una stop loss. 4 tranzacții în profit, 2 stop loss. 5 tranzacții în profit, 2 stop loss. Mergea foarte și foarte frumos. După prima lună, el a făcut profit, îți primești cât? Plus 9.000. A închis toate tranzacțiile, Elena vreau să fac extragere. Ok, cât vrei să faci extragere? Păi iată, îți primești, dacă el a făcut 100% din banii investiți, cel puțin 60% vreau să extrag. Cât se recomandă ca noi să extragem? 10%. Cât? 10%? 10-15%. De câte ori el și-a mărit aici
riscul, spunem așa. Practic de 3-4, dacă nu mai mult, de 5 ori. Ce se întâmplă atunci când traderul face extragere din profit mai mult decât trebuie? Nu dezvolt. Nu. Nu are nicio creadă. Cum? Nu are nicio creadă. De prinsul cu valon mare și după asta scade. Așa. Una, că nu are cu ce lucra. El, în primul rând, s-a obișnuit să transfineze cu depozit de 30.000. Asta e una. Doi, atunci când el face o extragere mai mare, la trader automat este un gol. Vă înțelegi, de fapt ai făcut extrageri, dar la nivel psihologic asta nu se înțelege. Respectiv, ca noi să acoperim golul celălalt foarte și foarte repede, noi vrem să transunăm cu un volum mai mare sau începem să luăm instrumente mai volatile. Ceea ce a fost adânc. A intrat deja cu 3 loturi pentru all. Vă imaginați, da? La depozitul 30.000 transunat cu un lot, aici deja transunează cu 3 loturi. Măcar că deja depozitul lui 24.000, este diferență dintre 24 și 30. Cu 3 loturi, după care pe CAC 40 avea tranzacții, cu vreo 2-3 loturi. Și nu știu de ce toate au mers în minus. Nu știu de ce. El a intrat în lacăt, dar vă spun de ce, pentru că analiza nu era făcut corect. A intrat în lacăt, a stat în lacăt de cele 3 luni. El venea și spunea, Elena, eu dacă știam, că, și e important că i-am spus, zic, uite ce poate fi. Nu, la mine nu o să fie așa. A stat în jurul la vreo 3 luni în acte, până când nu s-a decis să facă reinvestiție și deschidă tranzacții, iarăși, ca el să medieze, el nu a ieșit din activitate. Iată ce înseamnă să faci extrageri mai mult decât trebuie, mai mult decât se recomandă. Dar iarăși, și-s doi trade, și-s doi diferiți, două situații diferite. De asta, dacă, spre exemplu, vine unul și se împărtă și cu experiența lui, vă spuneți că, ei... Da, dar vine altul și voi... Da, eu înțeleg că domnul Ionstem, de fapt, nu se poate extrage. Da, pentru că nimeni n-am auzit. Cursuri? Nimeni n-am auzit că vorbească că eu o scos bani. Cursurile sunt cu Alexandre, dacă mergeți pe aici. La Domnul Mihai, încerc. Alexandre, încerc. Ok, tot ați folosit de zilea să mă arăt. Ați auzit cineva pe coridor să răcnească? Dați-mi banii! Dați-mi banii, nu pot extrage. Dați-mi la școală. Știți, de obicei, noi luăm exemplul nostru, la noi cu școala, cu la domn director, cum vă crească ceva nu face. Este, da, m-am auzit, vă trăi, nu știu, dați bani sau... Da, de fapt, mi-am dat seama niște chestii, ca spuneți, că dacă ar fi chestia asta, sau... Noi suntem de 5 ani în piața Republicii Moldova. 5 ani, două oficii. Noi mai existam, nu, haideți să fim serioși. Vine persoana, spre exemplu, și deschide depozit cu 100 de mii lei pentru dată vie. El vrea să facă extrage, spre exemplu, 10-20 de mii, dar el n-ar putea să facă. De mult deja compania aceasta nu mai exista. Pur și simplu trebuie să ne gândim un pic logic. Adică iarăși. Nu știu de ce noi la un call centru mai repede parcă obținem încredere decât într-adevăr într-o companie serioasă. Și mă pare că au frică deja de atâtea ori că oricum toți au frică. Ideea e că la cei la call centru știu bine de abăgit. Manipula. Ori e așa, mai bine știu a manipula. Așa, ok. 5. Mai este oare o frică? Hai să reușim cu 70. A 5-a. Experiența, lipsa de bani, frica de a pierde, încă? Asta, frica de a nu fi mințit, de a face. Nu, dar asta nu are nimic cu tranzacționarea. Ținerea familiei. Ce s-o întâlnit vă, da? Nu o să ține familie. Da, rudele. Dar eu am întâlnit... Și așa e un gând, stinge. Este așa ceva? Familia nu se ține. Eu am vrut soara să o înclip și soțul meu a pierdut, scris toată minciuni. Iată, ajungi la un milion și dacă ajungi la un milion, vin și eu în domeniul ăsta. Cea mai interesant că persoana cauză nu o să vin. La mine, tot familia de la care am făcut lecțiile spunea așa, Elena, dar noi avem așa cunoscuți cu atât de mulți bani? Și dacă el așa, eu am vorbit cu dânsii, am spus de domeniul ăsta și el mi-a spus așa, dacă voi cu plan
anul ăsta ajungeți în 3 luni, pentru că în cazul lor ei vroiau în 3 luni să ajungă la VIP, după toate strategii, portofoliu și tot așa mai departe. Dacă tu într-adevăr în 3 luni ajungi la VIP, eu vin și investesc 1 milion. Cum crezi? O venit persoana în cauză? Nu. No. Trăiește-mă într-adevăr, a ajuns la VIP. Numai persoana în cauză nu vine. Nu știu cine e divină. Trăi drumul meu că nu i-a spus într-adevăr cu a ajuns. Sau persoana... Serviciu fiscal. Așa, ok. Bine. Rudele, poate să ne afectează? Da. Să ne sporească frica? Da. Nu numai rudele, chiar și prietenii. Nu rudele, nici cercuri, hai, toți, cercuri mi-a zis, nu spus. Dar și demotivează, dar... Eu îți trimit câteva dată când am venit aici. Domnul Lucian, noi suntem prieteni, care dacă cunoaști, ne cunoaști, noi suntem prieteni vechi, de multe. Când am venit aici, ceilalți prieteni, dar la mic nu a fost. M-a sunat, îmi scrie, nu era tele double case, era companie, vii la ora asta, că ceva nou, un curs ceva nou. Unde? Eu am spus adresa, a venit. La început a fost ceață, care cred că am ajutat, așa au fost. Încercșor, treptat la practică, am văzut, văd și eu. Ia lui, da. Așa, am ajuns deja aici. Numai cu prietenii, nimeni, unde te duci pe serviciu? Ia că mă duc. Macatron. Macatron. Te-am văzut. Mă duc, sper tot. Sper tot. Am eu așa de expert. Cum poți sper? Tot? Dacă eu n-am putut, n-am investit. Asta și-a mai chitat cursul, gata, e ca da, să obțin cunoștință la urmă, la urmă și gata, da. A pierzi tot. Câte cursuri faci? Da, câte cursuri sunt care... Eu și-am puțin la... Pur și simplu, am trecut cursul, mi-a plăcut, am văzut că există posibilități, am dezvoltat. Nu, la hatron. Ce vreau să la construcții pe parte, eu... Din contra asta a fost o motivație. A, da? Ia, o să vă demonstrez eu pe voi. La hatron ăsta sau nu la hatron? Și cel mai interesant că primul persoană deja simte. Dar să faci și eu acolo să vin, dar și acolo îți spunea, poate? De asta eu sunt sigură că voi când o să începeți să vă împărtășiți cu rudele voastre, cum mai sunt acei traderi care nu vor spune rudelor. Suntem de reacția lor. Nu trebuie. Mai bine spune. Am avut un caz, tot un trader povestea, el spunea că din start nu le-a spus rudelor, părinților, că vine la acest curs pentru că se temea de reacția lor. Ei, dar eu îmi știu părinții, eu mai bine nu le spun. Cel mai interesant că el era primul an la universitate și evident când a ajuns la final de curs a apărut problema cu investiția, de unde să ia bani. Și atunci vrei, nu vrei, a fost nevoie să le spună. Știți ce au spus părinții? Cât de bravo tu ești că ai trecut pregătirea, pentru că noi avem niște rude în Europa care trăiesc deja de vreo 5-6 ani numai din domeniul ăsta. Ei călătoresc într-una și cunosc domeniul ăsta și fac bani din domeniul ăsta. Bine că mi-ai spus. De asta mai gândiți-vă odată. Trebuie tot să spunem, sau nu? De acord, sunt și părinți sunt diferiți. La mine părinții nu zvolează, știu ce sunt. Știu cum părinții națională franceană. Eu știu mentalitatea lor, mai ales părinții la țară, trecuți cu numele sovietică. Ei știu că trebuie să înveți ghiri, să obții diplomă bună și să ai o serviciu bună. Abilitate? Piramide. Ei nu mă mulțumesc că trebuie așa. Putin. Și mă ocupi ea că ești mă zvolează. Bine, bine, așa că trebuie amul să-și afli. Ok, haideți domnul Victor să trecem la metoda lacă. Tot văd că așteaptă, da când. Așa, deci, câți dintre voi au întâlnit dificultăți cu lacă? General, ce este metoda lacă? E atât cu lacă, dar și lacă. Poftim? Baiș său? Dar pentru ce e el? Смотри, проще минус. 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 Менеджер, мы гадим, сейчас фактически пацаны, когда мы гашки, якто, и он не совязывает как-то, как им перевести, вот, гасить солнце, где я решил дела. Сам, дом Михайсов, дом Виктора, кто-то,
care își plătește cine-i manager și se fac. Ia ca și reprezentoare. Mulți consiliu pe a salva. Nu e de a salva. Eu pot să vă dau un sfat. Mai bine iei un stop los, îți iei un lac. Dar stop-loss micuț. Da, stop-loss micuț. Dar nu mai bine un lac cât micuț atunci. Nu. Eu sunt traderii care nu vor să ia minus. Nu, eu am și eu, eu nu zic, am și eu lac, eu zic, dar sper de ista. Da, nu mai trebuie. Eu mai grab eu stop-loss. Că atâtea momente sper stop-loss-ul ăsta, nu mai merge. Plac. Mult timp. În exemplu faptul de a face profit mai departe. Stai concentrat la ceilalți instrumente financiare. Poți să văd ce a trecut. Dar eu stau concentrat pe plac. Dar cum caut soluții, dar poate așa. Acum, sunt două tipuri plac. Este plac pozitiv și negativ. Nu scuți cineva, știi? Cine folosește lacuri pozitiv? Șur, că-s negativ. Dar poate o întrebare. Da? Dacă punem lac în locul la stop loss. Ați auzit așa? Da. Ori nu mâna. Ori nu mâna, să-l stop la stop loss. Păi, în practică, dacă ați auzit, cum traderii folosesc bine, adică au rezultate bune sau... Nu. Foarte mulți care s-au blocat în asta. Mai ales așteptări, eu auzit de lac, dar nu știi să gestionez lac. Nu, de ce cauză se cauză? Dacă sunt cauză când tu vrei să treci la metoda medierii, da? Și tu ai dat ce ai intrat în lac, tu mai poți mai faci, mai ușa să intri și metoda medierii. Dar așa de dată ești cu totul și minus acceptat. Așa, haideți să vedem. Mulți nu se fac cu gândul, mulți nu se fac cu gândul fie minus. Spărut și gata. E bun ca să-l întoarcă înapoi. Acum, metoda medie. Noi, ok, intrăm în, dacă spre exemplu, cazul ăsta, vreau să spunem baie aici. Să întoarci piața înapoi și să spunem să. Și îți prescurie. Cu ajuns aici la un nivel psihologic destul de tine și să întoarci înapoi. Câți din voi o închis să spui baie aici? Ia să-l aștept. Așa, de aici, duci înapoi. Au placăt. Sau placătul ăsta îți primești că e mare, mare, tot mai aici, sau de aici. Au mărit, dacă vrei să-l închizi, să-l închizi. Lucru cel mai ușor cu placăt este atunci când placătul este micuț. Chiar dacă noi folosim un lucru stop-loss, sau stop, noi automat, într-adevăr, intrăm în lac. Distanța aceasta nu e 50 de puncte. Nu maxim acolo 70-80 de puncte. El e micuț. Voi, în orice moment, puteți să-l închideți. Așa, gata, noi ne-am asigurat baiul ăsta. Informația care, prețul duce în jos, corect? Înseamnă că noi ce facem, deci după fiecare semnal, noi îi facem sell. De aici, buy, lăsăm corect, îl evităm, așteptăm următorul impuls, sell. Și voi pur și simplu realizați că aveți, nu în afară de sell-ul ăsta, iată de aici, aveți câte 1, 2, 4, 4 sell-uri. Voi realizați că 2 sell-uri vă acoperă minusul ăsta. Iată și poftim, e greu? Numai că persoane, traderii ce fac? Ei evită momentul ăsta și nu fac tranzacție adăugătoare. Ei nu succesează pe ei, nu succesează pe ei. Și urmăresc până când nu ai ce faci cu el. Acum, încă, aici, spre spune, nu se duce în jos, dar se place înapoi să toți. Aici să vede ce mai, da. Mulți n-ați închid să lucră, de ce? Știu, este minusul ta mare. Și mulți suntem, de fapt, ca să... Asta mă înlărească în comentarii la... Dar care am încercat? Ca să nu închidă, să nu-i stai și spui zice un bai. Dar să fii sigur că se întoarce înapoi. Ce cum un bai, zice? Ca să vedeți? Aici nu există, nu știu, v-a spus cineva tot chestii? Da. Sper că nu există ingredientul ce fală aici. Caracterul nu există acolo. Mulți nu vor să... Îți pare minus la bani. Încă o modalitate de aici de la. Ați creați poziția? Nu fiți mai aici pe piață. Nu. De exemplu,
bai. Deci eu pot să sell. Da, am intrat la lacă. Și mai bani spune dăm... un bai? Da, dăm bai pentru... Piața merge în jos, dar noi schidem baiul, da? Nu se fie așa de mediere ca să... Da, dar medierul nu mediază aici. Voi o mediază aici? Nu, dar nici scoatem selul de acolo. Dar pune-te baie, dacă îți pune baie din ce, că spre eu pot să pun baie aici. Nu, dar pe metoda mediere doar asta. Metoda mediere e alta, adică metoda mediere e asta ca să întoarce înapoi. Ia-i tău metoda mediere. Ia să ajungi jos. Nu, dar noi vedem la o distanță anumită. Adică, nu, așa e metoda adăugării care e sell. Ia ca metoda medirea să fie în cazul istiat. Când, se spune aici, a fost un nivel psihologic termic, da, da. S-o respins, i-am pus bani, am închis sălui. Stai și ca aici spunești metoda medirea. Ia că aici, e că aici e metoda medirea. Am ia să tot spune să oprim în măsălui și da. Schidem lacă. Da. Dacă ea fost mușit jos înapoi. Da, păi eu trebuie să mă asigur 100% că există, nu 100%, dar 1000% ca să-mi place lacă. Eu nu vă spun când sunt în orice moment, mă rog că am început o colecție și... Trebuie să ștergi din lista de jos, ca să nu vă uitați adresa, și deschideți doar perechi până faceți anume profitul ăsta cât e distanța dintre lac. Fie, spre exemplu, stai ca să am aici un bani, transchid o sără. Tranzacționez, de exemplu, sără, mai departe, duci tot pe jos. Deschis un sără, când fac 10% din lacă, dacă îți presupun că este 100 de puncte. Am făcut un profit de 10% din lacă. Am închis tranzacția asta și reducem câte 0,1 din baie pe sără. Faci profit, automat îi ieți mai fac 10%, mai închid câte 0,1. Domnul, este posibilitatea. Dinabile. Ca să eliberăm marjul. Ca să fie rămas. Nu a făcut profit, nici am închid pe zero. Dobiesc posibilitate de a închide nu tot de tranzacția ta. Dar fi... Și cum te recomandă tot de a ieși de la. Dar eu vă recomand pentru începători, în genul să uitați de la. Voi astea este ce vă spune. Și nu spus, ați auzit că este așa ceva, și bun. Dar te-ți într-o trebuie să ieși. Nici unul poate ieși. Nu neapărat să nu le folosesc. Părerea mea totuși că lăsați-le să fie micuțe. Vreți într-adevăr să eliminați lactul ăsta? Și simplu schideți tranzacția adăugătoare. Până când ai făcut profitul ce îți-o luat lactul ăsta și l-ai închis. Eu de acord că îi bun lactul. Dar mulți nu s-acțează cu faptul ăsta de a face profit mai departe. Eu îți gândesc cum să iasă din așa, de lactul ăsta. Dacă ori fi tăți cu tăria asta de caracter, ați intrat în lac? Dați-i mași. Uitați de asta. Și că una vine, dacă el se mai duce după ce faci lac în zelă, dar după primul său se întoarce iar înapoi în bai, începe să fel de repetășe. Dar pe aveți în dele, aveți trendul? Așa, din propria experiență? Spuneți. Tu ajuns într-odată, dar poți tu, Felix. Dar de ce nu ți-a dat analiza tehnic? Cu boss, așa ca să nu știți că aici nu spuneți că să. Analiza fundamentală este. Eu mai zic că v-am dolat câți. Care au fost, câți factori au fost, care au plățat că a dolat de proces. Haideți așa, să ne uităm, să mă trec pravde blaza. Ce înseamnă lacăt? Atunci când noi decidem să transunăm cu metoda lacăt, noi cunoaștem în primul rând avem nevoie de depozite profesionale, corect? Da? Da. 1, 2, 3, te transunează cu metoda lască la depozite micuțe. De ce? Pentru că nu vrea să ia stop-loss. Și automat, când transunezi cu depozit micuț folosind această metodă, trebuie să fim conștienți că jertfești nu din bani, nu cu stop-loss, dar jertfești cu timpul. Corect? Adică trebuie să așteptați ieșirea aceasta din lască. Ce înseamnă aștepta? Aștepta acel moment, adică un semnal potrivit, veridică, nu ne arată, deja piața se întoarce. La minul trader începător, primele tranzacții
adică a ieșit dintr-un crescător. Respectiv, impulsul jos puternic, careva abateri sau corecții micuțe, iar și-și continua tendința, pentru că era un nivel puternic tocmai iată aici jos. Cel mai interesant că traderul ăsta am scriat toată ziua. Să ies azi, să ies azi, da azi, dar poate azi, dar uitați-vă cum mare altă, dar uitați, dar spre ce nu poți să ies? Când să ies, se iese din acest lacăr. Așa, cel puțin să se formeze o figură de schimb a tendinței. Și când deja, într-adevăr, avem confirmare, tocmai atunci putem să ne orientăm, să închidem sell-ul. Dar această mișcare necesită timp. Numai că noi suntem traderi, nerăbdători. Dar timp și să fie perioadă, Independența iarăși depinde de time frame. Poate fi o săptămână, poate fi o lună, poate fi două luni. Recomandat maxim 100% de punct, să aveți noi procente. Maxim. Nu-i ca la Prisma Management. Nu. Eu vă recomand, din propria experiență, maxim 100%. Da. Evident că acolo mai sunt și alte puncte, trebuie să trasă atentul la nivelul. Voi lactele intrați, voi majoritatea, lactele intrați în momentul când nu știți ce să faceți, să dăreți, să blochezi minusul. La toți așa, credeți-mă. La toți lactele intră numai în momentul când nu știți ce să facă. Și dă să blochezi trebuie de minus. Dar ca să nu intră lactele, trebuie lactele când spasează. Spasează la fie la nivel psihologic tehnic, care îți vă permit chiar, într-adevăr, dacă ați scris asta, spre exemplu. Iată, avem trend, am tranzacționat, am cumpărat și te spun că aici am un buy. Aici este un nivel psihologic. Când o să trebuie tot aici, te străgi lumea să pui sau. De aici spui la. De aici să păstrezi pe aici. Deci, că poți fi aici și să toată mai departe sus. Dar voi, la nivel emoțional, voi aici îl blocați. Vă nu știu stai. Și lângă asta, blocați. Pierdeți din cod minus care la menție și că aveți bani băcați ca minus și aveți bani băcați ca marș. Și dacă vă ați luat un stop loss, automat se eliberează marș și aveți mai departe să deschideți tranzacția. Dar voi așa voi rezervați câți bani rezervați și minus și marș, care vă nu puteți gestiona mai departe. Așa, asta dacă vorbim la lacăr pozitiv. V-am spus tot că este o modalitate ca noi să facem numai profit. Este așa ceva? La cât pozitiv. Folosești cineva? Nu. Ce înseamnă asta? Noi avem informații, spre exemplu, că am avut trendul descrescător. Așa. Iată. Noi ne interesează nivelul de rezistență. Dacă până la nivelul de rezistență a fost corecție, aici deja este ieșire din trend. Plus la toate, înainte de a ieși prețul din trend, neapărat se formează, vreți voi asta sau nu vreți, o figură de schimb a tendinței. Așa. Noi chiar de aici putem deja deschidem o poziție de cumpărare. După strategia figurii. Prețul crește atunci când traderul are informații, prețul deja străbate, înseamnă că se începe o tendință nouă, își schimbă, da? Un trend nou, termen. Respectiv, prima poziție de cumpărare este s-a finisat impulsul, deci deja începe corecția. Noi ce facem? Buy-ul închidem, corect? Lact pozitiv presupune prima tranzacție să o lăsăm activă. Chiar dacă, practic, poate să ajungă ea în zero, nu trebuie să vă sperie în momentul ăsta, numai că aici trebuie răbdare. Iată și apropo, recomand la fiecare să încerce acea strategie. Respectiv, deci traderul ce face? Deschide să, pentru că este semnal de deschide poziții de vânzare. Corecție, și voi vă gândiți, dar oare smert că eu sunt pe corecție? La voi, în cel mai rău caz, buy-ul ăsta va asigur să-l. Respectiv, de regulă cum? Prețul se întoarce înapoi, retestează nivelul ăsta de suport, primește, după care urcă înapoi. Ai închis sell-ul, deja este confirmare pentru buy, deci ai deschis poziții de cumpărare. Gata, trendul este crescător. Așa, faci profit pe creștere, iarăși avem semnal pentru pozițiile de vânzare. Noi ce facem? Sell. În caz de ceva, buy-ul ăsta și buy-ul ăsta mi-e sigur sell. Prețul cade, făcut profit pe corecție, închis sell-ul, deci deschis buy. Și tot așa, buy sell, buy sell, buy sell și voi așa nu aveți stop loss-ul și nu aveți minusul. La mine așa un trader transmitează pe S&P. Voi să vedeți cât de frumos este, nu statement-ul, dar istoria tranzacțiilor.
să-l bai. El practic nu scapă niciun moment de intrare pe piață. Deci mi ești folosit metoda lactul, ați închis metoda lactul, ați dat metoda adăugării. Și iată, aici mereu e pozitiv. Și atunci când mereu este pozitiv la bani activi, voi să vedeți cât de încrezut, cât de sigur, cât de perfect ca peștele în apă vă simțiți pe piață. Fără stop loss, fără stop loss. Metoda lactul nu presupune take profit stop loss. Întrebări? Sunt? Care este concluzia la master class nostru? Trebuie să repetim. Răbdare. Cum este un proverb? Curățarea trește mare, dar cu rău nu trește.